La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. În emisiunea de astăzi vă voi prezenta o misiune medicală, o misiune care a avut loc în Maramureș la sfârșitul săptămânii trecute. 46 de cadre medicale, medici, asistente, farmaciști, studenți la medicină au participat la această misiune medicală în Maramureș. Stăm de vorbă cu cei care au fost acolo, un interviu realizat la sfârșitul săptămânii trecute în timpul acestei misiuni medicale, împreună cu doamna doctor Oana Ciucure, cu misionarul Petru Șopriș și cu studenta Anda Hentz. Cum era, în primul rând, sala de consultații acolo unde ați fost? Sala de consultație, care de fapt este o grădiniță pusă la dispoziție de domnul primar de aici din Petrova, Maramureș. Vă salutăm și vă mulțumim pentru că v-ați adus aminte de noi aici și ne susțineți. Când am venit și am transformat grădinița într-o clinică minunată unde oamenii pot să vină să fie consultați, o glicemie, EKG, eco, consultații de cardiologie, de pediatrie, de oftalmologie și lista continuă. Așa că vă salutăm pe toți. Pentru domnul Petru Țopriș, care este misionar acolo în zonă, pentru cei din zonă, cum primesc această misiune medicală? Misiunea medicală este un dar pentru oamenii de aici. Suntem într-o zonă de munte unde accesul la servicii medicale se face foarte greoi. Așa că pentru ei, faptul că medicii au venit lângă ei este o mare binecuvântare. Au fost foarte mulți oameni și răspunsul este foarte de dragostea cu care sunt întâmpinați, de felul în care este arătată răbdare și dragoste pentru ei. Au fost foarte, foarte mulți oameni bucuroși și mulțumiți de consultațiile pe care le-au primit. Anda, tu ești studentă, ești la prima misiune medicală cu Asociația Medicilor Creștini? Sunt la cea de-a doua misiune medicală și mă bucur tare mult că pot să fiu alături de colegii mei și de doctorii care ne coordonează. Ce le oferiți pacienților care vin la consultații? Și din câte știu, rar am fost, mărturisesc că de două ori în viață am fost în Maramureș și mi s-a părut o zonă superbă, extraordinară. Dar mi s-a părut că oamenii stau destul de bine, deci nu mi s-a părut că ar fi probleme, după cum vedeam casele acolo și locurile. Stau destul de bine. Au nevoie de consultații medicale? Gratuite? Da. Maramureșul este un ținut al contrastelor, este superb din punct de vedere al cadrului natural, dar da, dacă circulați la șoseaua principală, vi se va părea că nimeni nu are nevoi pe care nu și le poate acoperi, însă odată ce părăsiți valea principală și urcați pe văi, pe dealuri, acolo nevoile sunt mari, sunt foarte mari, sunt oameni în vârstă care trăiesc singuri, poate copii care trăiesc foarte greu și pentru ei serviciile medicale sunt chiar un lux. De aceea misiunea este foarte binevenită pentru ei. Doamna doctor Oana Ciucure, ce servicii le oferiți? Ce consultații? În ce specialități? Dragă frate Nelu, dacă ți-aduci aminte, ani de zile în urmă, tu ne-ai inițiat și ne-ai invitat pentru a face o misiune medicală de acest gen într-o zonă în Drăgănești-Olt, unde mai târziu a devenit o biserică și a început o lucrare minunată. Lucrarea AMCR-ului, adică Asociația Medicilor Creștini, reunește medici și studenți, farmaciști și asistenți din toată țara, care înțeleg că această profesie ne este dăruită de Dumnezeu pentru a o putea folosi, pentru a împlini porunca dată de a merge și a vesti Evanghelia. De aceea, tot ceea ce facem, dorim să facem în numele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Știu că sunt vorbe pe care le rostim, dar vrem să le și trăim. De aceea, prin consultațiile asigurate, prin medicii care vin și studenții care sunt așa de prețuiți de noi și ajutorul lor este important, se asigură consultații de cardiologie, eco și EKG cardiac, se asigură consultații de medicină internă, de infecțioase, diabet, pediatrie, facem ecografii de tiroidă, de carotidă, ecografii abdominale, pelvine. Deci, practic, îi dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să avem aparatură pentru a putea face consultații complexe pentru o listă de diagnostice pe care
într-adevăr să o putem da pacientului ca un real ajutor pentru el. Aceste zile, două zile de consultație, reunesc oameni din zone, așa cum spunea fratele Petruț, nu numai de pe Valea Principală, ci constatăm aici că sunt dealuri, schituri de unde oamenii coboară și vreau să spun că m-a impresionat, anul trecut am făcut prima misiune în zona aceasta, m-a impresionat cum oamenii vin cu cizme prin pădure, murdar de noroi, dar la cap, la marginea satului, la strada principală își dau jos cizmele și își iau încălțăminte curate pentru a veni în clinică. Simțim atâta dragoste din partea lor, atâta răbdare, pentru că deja dimineața la 8:30 când am fost la clinică, gândește că erau cel puțin 30 de persoane și vor veni mulți, deci ne așteptăm la un număr mare, dar eu sunt impresionată. Echipa este liniștită, este pașnică, e plină de zâmbet și lucrăm într-adevăr în echipă pentru un diagnostic bun în cazul pacienților. Și este un verset în Proverbe 18. Duhul omului îl sprijinește la boală. Vă ocupați și de partea spirituală. Sunt convins că vă ocupați și de partea spirituală a celor care vin pentru consultații fizice. Cum faceți legătura între cele două? Da, pentru cine vine pentru prima dată în Maramureș și este impresionat de felul în care oamenii se salută aici tradițional, ei se întâmpină cu salutul „Lăudăm pe Iisus” și răspunsul este „În veci, amin”. În felul acesta, deja din salutul pe care îl folosim, intrăm pe această parte a vieții spirituale și pacientul, intrând în cabinet și spunându-și partea de durere fizică, împărtășește, găsește acolo ureche și inimă deschisă pentru sufletul lui și în felul acesta cele două tratamente se îmbină unul cu altul, plecând din cabinet cu ambele nevoi acoperite. E un lucru ce curge atât de cursiv în întâlnirea cu oamenii din Maramureș. Anda, ce înveți? Ce învață studenții din astfel de acțiuni superbe? Cred că, în primul rând, învățăm să ne raportăm cu dragoste și compasiune la semenii noștri, învățăm să fim uniți, învățăm să cooperăm și învățăm să îl slujim pe Dumnezeu prin ajutorul pe care îl oferim semenilor noștri. Sunt convins că de-a lungul timpului, în aceste misiuni medicale, au fost și acuzații de genul că vreți să-i trageți pe oameni la o credință anume, la pocăință. Există astfel de abordări și acolo unde sunteți acum în Maramureș? Am putea să spunem că prima misiune a fost privită cu mai mult scepticism din acest punct de vedere, însă în timpul consultațiilor noi facem referire la acea bază comună a credinței creștine care nu ne dezbină, ci ne leagă, acele valori pe care le avem indiferent de numele credinței pe care o purtăm și cred că mărturia dragostei arătată prin fapte e mai presus de intenție de prozelitism, așa cum s-ar putea crede. Nu este aceasta, ci e pur și simplu împărtășirea valorilor de credință pe care Domnul Iisus ni le-a lăsat tuturor celor ce suntem creștini. Și spre finalul discuției noastre, 46 de persoane, medici, asistente, farmacii, studenți, care au mers acolo, pe ce cheltuială? Fonduri europene, fonduri de la guvern, fonduri proprii? Dragă Nelu, tu ne cunoști pe noi de ani de zile, tu știi că... Dar ascultătorii nu vă cunosc. Da, e adevărat, noi ne imaginăm că toată lumea ne știe sufletul, deci au venit medici, studenți, asistenți din toate colțurile țării. Suntem aici din Timișoara, Sibiu, Craiova, Brașov, Cluj, deci Sibiu, da, deci suntem fiecare dintre noi pe banii noștri. Misiunea medicală se efectuează cu medicamente, cu aparatură cumpărată și achiziționată de noi, slăvit fie Domnul, și de oameni care au simțit să ne susțină în această activitate. De asemenea, lângă noi este Christian Aid Ministry, sora Elena Mârza, care de la Florești ne trimite în toată țara medicamente, după cum dumneaei și după cum Domnul asigură. De aceea costul este asigurat de medici și de studenți și de frați și surori care simt să ne ajute, dar fără a face o propagandă într-un mod anume, iar cazarea este asigurată prin bunăvoința fratelui misionar și a lucrării pe care o face aici. Ne cazează la un centru Casa Luminii
din Vișeu și ne asigură într-adevăr o mâncare minunată. Toată lumea, gândiți-vă că este destul de greu să locuiești, să lucrezi cu 50 de oameni care nu ne-am cunoscut mulți dintre noi înainte, dar într-adevăr dragostea față de Domnul Iisus, chemarea în această lucrare ne unește, ne învață, ne motivează și dimineața la timpul de părtășie a fost acest îndemn. Frații mei, cu ce ne-am pocăit noi, fiecare dintre noi, în această misiune? Fratele Petruț ne-a provocat la câteva mărturii și trebuie să fie într-adevăr mărturii reale ale schimbării pe care Domnul Iisus le face în primul rând în noi, cei care slujim. Mă bucur de ce aud, mă bucur de misiunea pe care o faceți și cred că și ascultătorii se bucură împreună cu voi și îndemn să se roage pentru protecție și pentru bunul mers al acestei acțiuni spre slava lui Dumnezeu. Dacă sunteți la Vișeu, v-ați dat și cu mocănița? Ne-am dat anul trecut cu mocănița. Anul acesta vom întotdeauna face niște lucruri interesante pentru studenți. Ei sunt mai tineri, noi am îmbătrânit, dar tinerii sunt plini de energie. Nu am îmbătrânit, doar că noi. Da, deci anul acesta se va încheia activitatea cu un foc de tabără și apoi ne vom opri la Săpânța să vedem puțin acolo, după care drumul nostru se va aduce la fiecare către casă. Și ultima întrebare pentru fiecare dintre voi. Domnul Iisus Hristos, în activitatea Lui pe pământ, în umblarea Lui pe pământ, a și vindecat oameni. Chiar s-a ocupat de nevoile fizice, cele mai importante de bază ale oamenilor, pe lângă nevoile spirituale. Și oarecum, cum ziceați, că mai întâi toți cei care participă se uită la relația lor cu Domnul, cât de mult m-am pocăit sau cât de mult am dat slavă prin ceea ce fac lui Dumnezeu. Deci aceasta este întrebarea. Cum vedeți asemănarea cu ceea ce făcea și Domnul Iisus Hristos? Și vindeca oameni, dar le vindeca și sufletul și le arăta împărăția lui Dumnezeu. Cum îmbinați voi? Că până la urmă oamenii au nevoie de Dumnezeu. Asta este esența. A spune în Luca 10:27, Domnul Iisus enunță cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Este ceea ce ne motivează în această lucrare, este ceea ce Domnul Iisus a făcut atingându-se de sufletele oamenilor, dar știm că samariteanul milostiv a legat răni, a pansat răni și a arătat în felul acesta semenului său dragostea de Dumnezeu. De aceea noi vedem îmbinarea dintre vindecarea trupului și a sufletului, un dar, un miracol de la Dumnezeu pe care El îl poate înfăptui pentru fiecare om care este atins de mâini iubitoare de Dumnezeu. Oana, Anda? Știm că Dumnezeu ne-a chemat pentru a fi ucenici și ne-a chemat pentru a sluji. Noi credem că am primit această chemare de a fi slujitori în misiunea medicală și ne dorim foarte mult ca să le oferim pacienților, pe lângă suportul medical, și un suport spiritual. Noi ne facem partea noastră cât putem mai bine, cu multă credincioșie, și știm că Dumnezeu va lucra și va da multă vindecare, așa că vă îndemn să ne susțineți în rugăciunile voastre. De ani de zile mă preocupă această întrebare. De ce un om căruia, făcându-i toate analizele și consultațiile posibile, care acuză totuși simptome, nu-i găsesc nicio boală? Și apoi am început să caut în latura spirituală. Am înțeles că așa cum noi căutăm în antecedentele patologice bolile pe care omul le moștenește de la părinți, în același mod și în lumea spirituală nevăzută, omul moștenește o încărcătură spirituală care poate să fie mai aproape de Dumnezeu sau mai departe de Dumnezeu. Pentru că nu există decât două locuri unde putem să aparținem. Fie lui cu Dumnezeu putem umbla sau dacă nu putem să fim departe de Dumnezeu cu cel rău. De aceea, constatând aceste lucruri, că de multe ori omul este sănătos din punct de vedere medical, dar el acuză o mulțime de simptome pentru că acestea reflectă o distanță mare între el și Dumnezeu, o trăire în care nu se încadrează în cuvântul și în legile lui Dumnezeu, a început să mă preocupe acest lucru, ca prin activitatea medicală să putem nu numai să descoperim diagnostice medicale, ci să
să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că, în primul rând, vindecarea relației lor cu Dumnezeu, vindecarea noastră în relația cu Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi, ne aduce, așa cum spuneai, în Duhul nostru ne aduce liniște, în oasele noastre, ce spunea David, până mi-am mărturisit păcatul, da? Atunci când mi-am mărturisit păcatul, nici oasele, deci oasele s-au liniștit. Deci, în concluzie, Domnul Iisus spunea, mâncarea mea este să îl vestesc pe Domnul, să fac voia Tatălui. Scopul nostru ca și parte medicală este într-adevăr să facem voia Domnului și să folosim această profesie pentru diagnosticele medicale, dar mai ales pentru acele diagnostice spirituale prin care omul se vede în oglinda cuvântului unde este raportat la Dumnezeu. Și dacă noi vom căuta pe Dumnezeu, atunci vindecarea aceea prin Domnul Iisus, pe care o vedem în Biblie, poate să apară în fiecare dintre oamenii pe care îi consultăm și noi înșine. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei. Ați urmărit un interviu realizat la sfârșitul săptămânii trecute cu câțiva dintre membrii misiunii medicale, cu medicul Luana Ciucure, studenta Anda Hens și misionarul Petruț Opriș, o misiune medicală la care au participat 46 de cadre medicale, medici, asistente, farmaciști, studenți în Maramureș. Am avut acest interviu în timp ce misiunea se desfășura acolo. Cred că a fost o misiune binecuvântată și a fost un moment important pentru fiecare dintre cei care au participat, dar în special pentru cei care au fost pacienți. Dumnezeu să binecuvânteze și această lucrare spre slava și gloria numelui Său. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.